Eu prefer să vând 3 produse bune la 3 persoane care știu sigur că au nevoie de ele. Și le apreciază, da. Da, și le apreciază. Sincer, asta îți spun. Nu mă încântă să fac 10, să vând 10 produse și pe urmă numai ca să zic să le vând. Da. Nu, prefer 3 oameni, dar să știu că le-am făcut un bine. Deci chiar au beneficiat de ceva în urmă la produsele alea. Noi promovăm ceea ce ne interesează, plantele medicinale. Cred că oamenii au uitat că odată în trecut nu existau farmaciile astea, da, tot felul înțeles. De chestii chimice, da? Erau pur și simplu plantele. Și uite, șofranul e o plantă foarte importantă medicinală. Foarte puțin știu. Foarte puțin știu. Și cred că deja avem 4 ani când îi batem chestia asta să răspândim informația. Da. Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI. Înainte de a vă prezenta invitatea de astăzi, vreau să mulțumesc sponsorilor noștri, Balcan.ro și Cotnari. Nu uitați, dacă intrați pe site-ul Balcan.ro și folosiți codul de reducere BZI10 la achiziția oricărui produs, aveți 10% reducere, deci nu ratați această ofertă. Astăzi vorbim despre agricultură și mai exact despre producătorii din Iași care au ori o exploatație mixtă, ori se axează pe o singură cultură. Invitatea de astăzi a ales împreună cu soțul ei să aibă o exploatație mixtă și cred că vedeta este șofranul Irina Acatrine Isidor. Bună ziua și bine ai venit la noi! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Ziceam de șofran că da, toată lumea când aude de șofran, da, îți dai seama. Da. Da, vrea da. Să afle mai multe. Sunt alții care chiar cunosc condimentul, că e condiment da, răspândit da. În lume cel mai popular, dar sunt și care îl confundă foarte des cu șofrănelul. Mm-hmm. Și chiar adesea le explicam, șofranul este șofran, șofrănelul este diferit. Deci șofranul e o plantă mică, movalie, așa, foarte scurtă, pe când șofrănelul e o plantă foarte înaltă, verde, iar în cap face ca o popădie. Da. Eu îi zic că seamănă cu capul la crăiță, știi? Da. Că e portocaliu și așa. Deci plante diferite. Atât împart numele un pic o asociație acolo, știi? Dar oricum, dar, ca și folosind textură, ele sunt chiar diferite la fel. Una e spre portocaliu, cealaltă e roșu aprins, una e mai lungă, una e mai scurtă. Deci, da. Dar deși sunt asemănări între ele, șofrănelul, practic toată lumea în industria mai mare industriei se folosește de el să falsifice de fapt șofranul real, pentru că el la preț, un kilogram de șofrănel costă 300 de lei, 400 de lei, cât un kilogram de șofran e foarte scump și pentru să faci foarte greu de altfel, știi? Da, să produce. Din cauza asta, știi? Mulți au chiar căutam pe internet și vedeam, mă rog, scrisul ăla iranian sau nici nu știu să-l... Așa. Scria safron, știi, în engleză. Șofran, adică, dar el e șofrânel toată ziua, că se vedea că e portocaliu și... Păi așa recunosc, vin între ei. Da, da, eu acum îl recunosc. Uite, tu ne-ai adus ca să se vadă. Îl recunosc dintr-o mie. Deci ăsta e șofranul care arată așa. Însă firișoare mici, da. Mici și vezi că sunt oarecum individuale, că el au vin rupti de floare într-un punct. Și roșiate, adică nu e chiar vișiniu, am putea spune, să faci el roșu, portocaliu, spre galben, așa. În, când îl pui în apă sau într-un lichid, adică în combinație cu ceva umed, deja el își schimbă, se vede, știi? Și pătează foarte tare chiar. Când fac, de exemplu, am acolo un produs, mierea cu șofran și roiniță, făceam și aveam un tricou alb pe mine, sărit o picătură că amesteci acolo. Și n-am ieșit. Nu, am băgat clorul în el, ca să poți scot pata, că nu se mai dăgea. Deci e foarte mult colorant pentru haine. Faci o roșie. Așa, da, da, ești exclus, n-am încercat, dar orice posibilitate, știi. Da. Păi pentru cei care vor să știe cum arată șofranul, așa arată. Asta e starea lui pură. Și să știți că încă așa, eu încă, deci urmăresc tot ce înseamnă media, iranienii, că îl produc cel mai mult. Nu că, îl produc pentru că așa e zona aia, agricultura aia, doar permite, cu asta fac. Da. Altceva nu crește, știi? Pentru că e secetă, șofranul nu iubește apa, ei nu au apă. Și asta au fost acolo, pe zonă. E potrivită, da, clima și zonă. Și urmăresc, sunt alții care îl contrafac, e contrafăcut. Am văzut da, orice și porumbul, și că faci mătase aia, știi? Și o vopsești, deci și chiar găsești video în care ei, la rândul lor, care încearcă să-i demaște pe ăștia, arată, explică, să fiți atenți, vezi că uite așa fac, știi?
Deci au, le vin niște idei, pentru că la ei mâna de lucru e foarte ieftin. Dacă fi să comparăm mâna noastră de muncă, pleacă de la 150-200 de lei pe zi la treaba asta și la ei 5 euro. Păi fă diferența de preț, că cât ar putea să fie la ei, ea e mai ieftin. Da. Cum aș putea să dau cu un gram, cu cât îl dau ei acolo, că la mine atât de scump mâna de lucru. Că e totul manual, deci oamenii să înțeleagă, e totul manual. Îl pui, culegi floarea, după ce o culegi tot la mână, o ai una câte una. Deci e o muncă de chinez, eu așa îi spun. E frumos primele două, trei zile când înflorește, așa de frumos, mă bucur dacă nu știu cât vrei să continui să iei fiecare așa. Vai de mine, să renunți, atunci am venit să renunți, sincer. Te plictisești, te dor ochii, te amorțiezi toate în tine când le culegi. Leșine, apropo, povesteai de caniculă. E frumos, într-adevăr, sunt momente frumoase. Și... Da, da, la lavandă. Culegeai la lavandă. Dar uite la șofran. Deci în perioada când el înflorește, m-am uitat, nu mai este o floare, că e atât de frig, e frig, toate s-au murțit deja, nu mai este o floare în care se culeagă albina polen. Iar la mine, chiar la Vale, în vecini, are cineva o stupină personală, nu industrială sau așa. Vreau zic, tot stupirea la mine în flori. Fiecare floricică, într-un cuib, vezi albină, buz. Păi, n-am nicio treabă cu tine, știi? Dar, fac miere de șofran și de lavandă. Da, să știți, chiar am gustat de la ei. Ultima extracție, eu care sunt consumatoare de șofran, știu gustul, consum de atâta timp, îmi dau seama. Se simte foarte ușor, se simte și până și culoarea e roșiatică așa la mere, da. Uite, poate să vând miere de șofran, ceva. Da, dacă chiar e ceva, da. Deci și îți garantez că aia e doar de la flori. Pentru că nu mai este, cum am zis, nicio floare nu mai este atunci înflorită. Perioada aia, ca de să zici că da, să duci în altă zona parte. Acolo nu, cred. În afară de voi nu mai este. Nu, nu mai este. Chiar în zonă de unde, sigur. Kilometri buni, așa, nu mai este nimeni, da. Și da, într-un fel, uite, acolo m-au mai scos mierii vecinii, datorită șofranului în zonă, știi? Da, păi uite, vă mai dau un cadou, o miere, că na, un borcan de miere, dacă tot... Da. Au albinuțele treabă acolo la voi. Au treabă, au de unde. Da. Și să lavanda, știi că fac mierii. Adică sunt, cred că, multe flori care nu produce albina mierii de la ele, dar de la șofran, da. Da. Adică se simte, se vede, știi? Ziceau, de exemplu, la lavandă, mi-a zis cine, tot într-un târg, un apicultor care a făcut test pe 5 hectare de lavandă, a dus tupina acolo și le-a ținut 2 săptămâni unde au zis că nu colecta nimic. De ce? Nu știu de ce. Acum să-mi explici un apicultor. Mai bine, adică să-i explici. Nu cred că o fi soiul, că floarea e floare, știi? Floarea sunt plante care nu e randamentul ăla ca... Aici, nu știu, chiar uite, să intri în comentarii un apicultor care chiar a avut experiența asta și zic și nu așa, zic la toată lumea, nu să înțelegi mai concret procesul. Eu chiar am rămas și eu uimită, am spus, parcă nu-mi cred, știi? Cum mai găsești aia, merea aia cu șofran, cu lavandă, știi? Probabil, ci drept, e doar ulei esențial de... lavandă bus, care este comestibilă, ce facem și o paranteză, că nu toată lavanda e comestibilă, că altfel nu-mi explic. Așa știam și eu. Păi, miere cu lavandă, știi? Făcută, da? Și mai ales vorbeam de lavanda fest, au venit. Da, sunt. Vor fi în weekend, de câte am înțeles, cred că vor fi mulți. Cred că îi adună, de câte am înțeles eu, chiar nu doar din județul Iași. Din toată țara. Din toată țara, cred că mai mare. Deci așa a fost și anul trecut. Uite, îmi pare rău că nu am fost măcar să văd, știi, ce am văzut doar așa, pozii, mă rog, scurt metraj. Da, bine, ar trebui să fie mai mulți. Că, cel puțin trendul ăsta cu lavanda a început acum vreo 6-7 ani, dacă reține. Cred că da. La noi în Iași și pe rând unii au renunțat. Că da, păi uite. Problema forța de muncă, ce spuneai tu? Și forța de muncă, și chiar o să fac aici o paranteză, pe lângă forța de muncă, oamenii trebuie, dacă au pornit pe un drum, înainte de a porni pe un drum, trebuie să gândească foarte bine ce fac. Că știi cum e și o selecție naturală în lume, în general, în orice business. Dar trebuie să îi placă ce fac și atunci când îți place ce faci, știi cum vin... Îți vin ideile, trebuie să fii activ, prezent, atent în media, oriunde, să fii prezent și fizic și pur și simplu trebuie să fii acolo, în să rând, corect. Pentru că dacă îți place, cred eu, ce faci, reușești să ajungi la un rezultat bun. Alții poate, cred că durează într-un an,
jumate, într-o lună. Da, unii visează să mă învățească repede. Da, nu, nu. Cred nu sunt. Durează orice, să, mult timp până ajungi într-un punct, dar perseverența contează. Ca... Păi voi câți ani aveți de când ați plantat, de când v-ați întors și v-ați apucat? În 2021. În Irlanda. 2021, da, 2021, da. Deci... Din 2021, atunci chiar le-am înființat pe toate, toate culturile odată. Am chiar, acum stau să mă gândesc, parcă, nu știu, dacă deci a fost chiar toate, nu? Da, a fost multă muncă, deci a fost multă, multă muncă, mi-aduc aminti cu groază, că am zis că nu cred că o să reușesc niciodată, pentru că atât de obosită fizic eram și toate au fost în scurt timp, oamenii... Nu v-ați acceptat să nu găsiți, nu? Da, 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 dar am trecut cu bine, am avut și pierderi, care încă se resimt și acum, în 2024, în special la lavand, spre exemplu, când am plantat 20.000 de firii de butaș, după prima iarnă, stai cu frica aia, știi, ce se prinde, ce nu se prinde. Și uite că undeva la 35%, chiar 40%, mi-a murit. Am prins o secetă groaznică în toamna aia. Groaznic, adică după ce mi s-o arat și frezat pământul, s-a uscat imediat pentru că era secetă. Eu zic că am avut impresia că am pus lavanda aia în pietre, efectiv. Și încă plantăm în fiecare an, primăvară, toamnă, cât un pic să compensăm paguba și rândurile să le întregim, știi? De exemplu, în primăvară am plantat iar 2000 de firi și le-am plantat cu mâna mea. A fost, spune, și bucuroasă, chiar am văzut așa, frunzulițele alea verzi, știi? Deci ai avut mână bună. Da, da, nu, păi... Știi, chestii, să zici un lucru, ce e făcut cu mâna ta e sfânt. Da. Și asta pot să mai spun 10 ori. Și cine știe, știe. Da. Și așa este. Da, pagubi nu doar acolo am avut, cred că în toate culturile câte un pic. Fie un dăunător, fie clima, vremea, apa, lipsa, seceta, soarele. Deci anul trecut ne-am confruntat cu un soare. Doamne, mi s-a uscat zmeur așa în cauza soarelui. Au tapă, dar pur și simplu, atât de cald a fost, s-a uscat în ochii tăi. Nu mai ajunge. Nu, dar nu făcea cu parte, practic așa de cald a fost. Dacă am cules eu, am recoltat eu lavanda la 38 de grade, deci am făcut insorații cu pălăria în cap și cu asta. E cald, se schimbă vremea la noi, iar noi trebuie să ne adaptăm. Anul ăsta am, de exemplu, să salvăm zmeura, dacă va fi iar valul ăla de căldură, pentru plasă de umbriri. Este costisitor. Deci costă pentru o suprafață mare, costă. Dacă vorbim deja de 2-3 metri, acolo nu sunt. Da. Deja, dacă vorbim de metri buni, de la 1000 sus, 2000 metri, e mult. E mult. Da, probabil că o să simți un pic la prețul final, la produs. O să vedem. Păi toată lumea a scumpit. A mărit prețul. Așa e, mie sincer îmi place să rămân la niște prețuri acceptabile. Dar chiar și atunci cred că încă primim, știi, mai sunt întotdeauna o să fii pro și contra. Da, fii, pe obicei am văzut că vorbesc doar cei care chiar nu știu cu ce se întâmplă sau păi așa, în da? Agricultură cel puțin lumea își dă cu părerea, dar nu știu. Pe mine totuși mă bucur că majoritatea, cred că undeva la 90% din mai bine, cred că din clienți, nu știu, cred că din câți clienți am servit eu, cred că unul mi-a comentat de preț. Dar în rest toți au fost mulțumiți de calitatea care noi am prestat-o la produse, mai ales la fructe proaspete în sezon. Noi ne-am făcut o regulă cu legume doar pe comandă. Deci doar pe comandă, pentru că ce facem noi e foarte perisabil la fructe. Vorbim de zmeură, de afini, cireșele. Nu are rost să mergem cu ele undeva. Adică chiar eu nu mi-aș dori să mă duc undeva dintr-un loc să iau... O cireașă stricată, o căpșună, o zmeură din aia, că până la urmă, na, orice, n-am timp să mă duc eu, dacă zic așa că nu lucrez în agricultură, să culeg eu undeva, dar dacă măcar o jumătate de caserolă, dacă mănânc ceva, să fie ca lumea, știi? Da. Și oricum, noi porțile avem deschise pentru cei interesați, adică dacă ne prind acolo, știi, să vină, adică le arătăm. Ce să facă, cum să facă, dacă vor să aibă timp, da, lumea e foarte comodă. Tu zic drept, foarte comodă, probabil că prefer să cumpere, nu? Să le livrezi la ușă. Nu ne deranjează că o livrăm. Atât timp cât ne apreciază și vede calitatea care noi o prestăm,
mine mă bucur. Majoritatea clienților care îi avem sunt familii tineri, uh-huh, care au copii și fac asta pentru copii. Adică știu sigur că au fructe bune și chiar am clienți care, înainte să ne ocupăm noi de asta, cumpărau din diverse puncte pentru fructe și așa și nu aveau gustul ăla. Noi, de exemplu, nu stropim cu nimica. Știm că se pot îmbolnăvi plantele, adică să avem tot noi pierderi, dar gustul e diferit și pe mine mă bucur cel care cumpără ia un produs al lumea sănătos. Da. Adică nu există risc de îmbolnăvesc sau copiii să facă nu, eu știu, pe calea asta mi-aș dori că nu am aparate, știi, că se măsoară, da, este măsoară nivelul ăla, știi? Da. Am interesat, sunt foarte scumpi, de efectiv nu îmi permit, că dacă mi-aș permite, l-aș cumpăra. Dar poate să se găsești cineva care totuși să mă ajute, măcar să vină să-mi facă testul ăla, ca să dovedesc că am fructe bune, că nu mă ascund din nimica. Deci, unde mănânc eu, mănâncă și cel care eu îi dau. Unde mănânc copilul meu, va mânca și celălalt copil din clienți, știi? Da. Și chiar n-am nimic împotrivă să vină să-mi facă. Chiar pe calea asta poate va aude cineva și vine să-i ajute. Serios, nu, că n-am treaba e serioasă, da. Da. Nu. Mă uitam aici la șofran. Da. Și la informații despre șofran. Da, acolo e chiar strict pentru... vorbim de medical, adică ca și plantă medicinală, pentru că toți, ok, în afară în vest să cunoaște că e condiment, ok, dar nu e doar condiment, știi? Acum te gândești la noi abia a apărut pe piață ca și condiment cunoscut, știi? Dar noi promovăm ceea ce ne interesează, plantele medicinale. Cred că oamenii au uitat că odată în trecut nu existau farmaciile astea, da, tot felul de chestii chimice, da? Erau pur și simplu plantele. Și uite, șofranul e o plantă foarte importantă, medicinală. Foarte puțin știu. Și cred că păi deja avem 4 ani când îi batem chestia asta să răspândim informația. Da, da. În primul rând, previne bolile de inimă. Da. Alzheimer. Stimulează funcționarea creierului, reduce greutatea și colesterolul. Vezi? Da. Că vrei să te apuci și slăbit. Da. Ei, acum, doar nu o să mănânc șofran de fiecare zi. Nu, deci pentru afecțiuni în general e o cantitate mai mare ca de consumat, este țidia. Adică nu ne așteptăm, dacă bem acum un pahar cu șofran. Și o perioadă mai lungă, adică nu o să se întâmplă nimic. Și o bere dacă o bei acum, nu se întâmplă nimic, știi? Dar dacă faci, știi? Câte lung și mai des. Da, exact. Ai, uite, trădează insomnia și depresia. Îmbunătățești vederea, afecțiuni astmatice, îmbunătățești funcționarea plămânilor, ajută rinichii și vezica urinară, ajută la creșterea părului, antiinflamator, antibacterian, ajută la circulația sângelui, sănătate pielii, ficatul, arterioscleroză, antibronșit, anticonvulsie. Deci multiple sunt foarte beneficii, da. De-aia am și creat, avem acolo un produs, e merea cu șofran și roiniță. E un borcanel mic acolo, acolo e o cură pentru strict tratament, ceea ce vorbeam. Și chiar uite, am aici exact, pentru ce mai exact îi fructă. Dar, repet, aia e doar pentru cură, adică pentru... A avut cineva rețeta asta? Da. Doamna de acolo. Doctor, și chiar a rămas frumos impresionată că n-am văzut până acum din cadrul medical să se axeze cineva plante medicinale cum a făcut-o doamna, știi? Bun. Da. E un semnal bun. Este un semnal bun, da. Da. Unul la 1000, 1 milion, nu știu cum să numesc, dar este, știi? Așa. Așa. Și... sunt foarte încântată de chestia asta. Uite-te un pic cum arată. Polifloră și e cu șofran. Deci dacă o desfaci șofranul, ai să vezi că șofranul se ridică, că merea e proaspătă. Ea trebuie amestecată bine înainte de servit. De exemplu, borcanelul ăla e undeva peste jumate de gram de șofran. Adică, uite, mai bine, uite așa. Mai mult decât este aici, într-un singur borcanel de la mic, care se face pentru 10 zile, știi? Pentru un adult, pentru un copil, 20 de zile, chestii mai mici. Păi aveți oricum aici... Da, am pus-o, am atașat o cărticică. Și... deci minim 3 luni de zile. Da, minim. Pentru că, uite, toate plantele medicinale, dacă vrei să obții un rezultat... La orice, dacă vrei, la orice, dacă vrei să obții un rezultat... Și fără, cum ziceam, nu azi îl luăm și mâine... am uitat sau așa. Pune telefonul, suni, pune alarma și știi, adică când trezești dimineață, ce ne-ai de făcut? Tulburare obsesivă compulsivă? Da, da, da. Șofranul
lucrează foarte bine la problemele nivelului locomotor. Uite, un lucru de care cred că sunt interesate multe persoane disfuncții sexuale. Da, este, deci este și pentru asta, este, uite. Consumat. Zi de zi, la tratament, ajută, da. Da, uite, păi este dovedit, am și aici studii care am venit cu ele. Anxietate, stres, atacuri de panică. Mm. Este. De-aia îmi pare rău că nu-i chiar nu-i cunoscut pe piață. Păi să facem noi mai cunoscut. Și-ți mai zic o chestie. La noi abia a apărut ca și condiment. Eu încerc să-l promovez ca plantă medicinală pentru că e bombă în organism, efectiv. Uite, soacra mea are probleme cu inima și cu glanda tiroidă. Sau socrul meu cu inima și el e obligat să-și facă în fiecare an analize obligatorii. Nu conduce tirul și aleas date de la firmă. Două luni de zile el nu mai luat pastile de inimă. Păi să sunt țarul de la ele, pentru că el nu consuma mie, mierea mea cu șofran, tu îți dai seama, și-o renunțat. Două luni de zile, după 5 zile când a consumat și una și alta, a renunțat la pastile, știi? Le dai în cap acum. Acum parcă vine, deci asta e, s-a făcut analizele, știi? Adică orice vine la mine, că i-a arătat analizele, știi? A rămas și o mască. Păi ce-ai făcut? Ce-au făcut? Au consumat mierea și șofran. Și îți spun, deci chestia asta a rămas bine, adică și acum, nu? Nu are, sigur că tot consumă zi de zi, dau câte un borcan, ăsta e borcan mic. Dar eu la sucru îi dau borcan de la mare, dai seama, dacă e făcut în familie, cum să nu-i dau? Nu? Trebuie să le iei zi de zi, știi? Probabil. Am pe cineva care m-a sunat, eu acum telefonul, oricum numărul e public, pe pagina de business. Dacă aveți și aici pagina, numărul de telefon și pe pagina. Și mă sunase un domn, el face asigură și așa. Da. Deci că lucrează, nu mă cunoaște, nu îl cunosc. El a fost făcut parte dintr-un experiment pe bază de șofran. Așa. Avea probleme cu inima, avea probleme cu diabetul și a ajuns într-un punct că nu a mai vrut să iei nimic. Era sătul de toate medicamentele și toate. Nu. A ajuns, cred că are domnul vreo 60 de ani, dacă nu mă șel. Și cum? Mă sun, dumneavoastră sunteți așa? Da. Păi, cultivați șofran? Da, cultivăm șofran. Unde? Aici, la Iași? Da, sunteți Iași. Păi, sunteți aproape de mine. El e chiar din Iași. Păi, suntem aici. Și cum? Unde cultivați mai exact? Uite, suntem cultura personală, o avem în Băureni. În Băureni, satul Băureni, cu comuna Balș. 7 km de Târgu Frumos, unde avem lavanda, știi? Adică avem împrunzite culturile. Și uite, așa am apucat și eu început să-mi povestească. El, până la urmă, l-a convins cineva să-i facă, să fie cobaie, el așa, practic, mi-a zis că așa au fost atunci când se testează medicament. Da. Și eu, timp de un an de zile, el a scăpat de boală, de probleme cu inima și de diabet. Mi se pare incredibil. Deci, un om sună care nici mă cunoaște, eu nu-l cunosc nici atâta, să-mi spună cât de mulțumită și fericită. În primul rând, a scăpat de multe afecțiuni din corp. Și este aici, sunt tare mândru că este ce a dus la noi în zonă, cultura asta și nu ca consum propriu. Deci noi facem ca să dăm, să vindem, să, știi? Ca să avem beneficieze o cultură, și alții totuși, avem, nu? O cultură bine pusă la punct. Da. Și uite, am rămas, mă gândeam, uite ce mic e lumea. Deci chiar e mică lumea. Și acum auzi că și el la rândul lui, pentru că o fac parte din studiu, îi pus numărul acolo, dai seama, trebuie să fii prezent la evenimente când are loc firma care i-a făcut pentru experimentul și așa, și îi sună toată lumea, că nu-i vine nici lor să creadă, știi, adică ca funcționat, da. Și uite, efectii adverse sunt foarte puțin cunoscute și când zicem de efecte adverse, ne referim de la o cantitate foarte mare de șofran, adică vorbim de 5 grame pe zi, unde e cazul aici, cine să consume 5 grame pe zi, dar este făcut studiu că doar de la 5 grame pe zi pot fi apărea efectele. Amețeală, greață, cam alea ar fi. Uh-huh. Da, uite. Da, exemple concrete. Deci da. Deci ne caută pe pagină, o să găsească, dar nu trebuie să se ducă pe pagină în jos, pentru că noi postăm când suntem la un eveniment cum a fost Gust de Iași, și atunci trebuie să cauți în josul paginii până ajungi la unde. Mă uit aici la ce este eficient această mire cu combinația cu șofran. Uh-huh. Foarte parfumată. Deci mulți nu realizează gustul.
Asta e foarte... poți să desfac? Da, cum? Hai să desfac. E foarte parfumată, știi? Ca să... Mm-hmm. N-avem o linguriță aici, ca să vezi, da. Să simt băgat. Ea e concentrată, știi, șofranul e concentrat la miros. Da, chiar și e parfumată. E din cauza roiniței. Da, pentru că, uite, o să desfacem aici, dacă nu mai vrea să fac poze sau... Da, putem să desfacem. Să are un gust... Da, miroase foarte. Puternic. Și dacă am fi să-l consumăm așa ca tratament, știi cum e? Mai când ai o afecțiune, până la urmă iei orice gustare, știi? Dar noi am încercat totuși să fii plăcut, că mai sunt și copii și da. Ei copiii, na, mai pretențioși, mai greu de convins. Convins, na. Da. Vrei și roinița, da, te rog, dacă te prea... L-am sigilat bine, știi? L-am pus ca să fii sigilat. Da. Dacă ceva ascuțit un tras. Și îi amărui așa la gust, știi? Dar roinița îi dă un gust portocale. Dar bine că și roinița ajută un pic, da, are un pic aroma. Da, 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 da. Numai ce îți dai seama când o miroși, știi? Deci da, puternic. Așa un șofran bun, așa de să aibă aroma. Da. Așa trebuie să miroase. Și el pe cât stă, deci are o valabilitate de 5 ani. El pe cât stă, se face ca vinul. Vinul ăla bun. Aroma aia se intensifică. Am un client de aici din zonă. Trezești automat. 20 de ani a stat în Italia. Și acolo a consumat la greu șofran. Și când am venit aici, au luat toate zonile. Nu i-a plăcut. A venit special pentru mine că am fost prezent la festival în toamna trecută. Mi-a luat un borcanel special să vadă, să-l testeze. Da. Și după ce l-a terminat după o lună, a venit la mine acasă în oraș să-mi iei să-și facă, să spune, depozit de borcanele, știi? Da. Pentru că au văzut diferența. Uite, deci e foarte parfumat. Da. De aceea nu, când îl servești într-o doză de zi cu zi, pentru întreținere, așa, știi? Pui între 4-6 firi, nu mai mult. Noi acum, dacă îl punem... Da. Hermetic închis, în sticlă. Dacă punem acum într-un par, o să vezi că el se face așa, parcă pe un suc de Fanta, știi? Da, se colorează. Uh-huh. Se colorează, colorează și se elimină. Doar la câteva firii, deci... Păi da. Da. Nu abuzezi totuși de care. Fac aemeri polifloră, știi? Da, fac și rețeta pe miere de rapiță, pentru că e un pic mai acceptabil pentru cei cu diabet. Bine, da, acum și diabetul lor depinde ce tip de diabet, da, cât e de avansat. Dacă e foarte avansat, atunci șofran, aici. Da, șofran direct, știi? Ca să testezi. Că atunci, da, e foarte puternică. Pentru că acolo e concentrații mari, ca să-și facă șofranul treaba în organism, bun, știi? Bun. Da, nu, să știi că totuși am clienți care mi-au câte un borcanel de ăsta așa micuț. Și pun, știi, în ceai, exact, da. Mama e lingurița, știi, pentru că îi place aroma și care o dă deosebit, știi? Da, e perfect. Bine, ea nu e, e un produs natural, deci poți să-l consumi, știi, numai că moderat. Orice pot fi, trebuie, știi? Consuma cu moderație, chiar dar, dacă e natural. Dar, repet, dozajul care noi l-am făcut pentru mierea asta e strict pentru tratament, adică da. Vrem să o consumăm în miere zi de zi, așa, cu o lingură bună, trebuie să punem mult mai puțin, deci 3 sferturi mai puțin decât acolo, chiar 4 ori mai puțin, știi? Ca să poată fi consumată. Păi, dar și cât te scrie aici, că uite, acolo pentru folosit la mâncare sau da, nu îl folosești, da, dacă, da, apropo de uz. Poți să folosești și la mâncare, de exemplu, poți să folosești, da, la folosești creme, dulci, prăjituri, mm-hmm, dulcețuri, lichioruri, băuturi spiritoase, mm-hmm, cocktailuri, orez, tocăniți, paste. Da, paste. Păi... Acum, la gust de așa când am fost, m-a făcut vecinul carmangeria lângă noi, da, o fasolă cu ciolan. Ce crezi că am pus șofran acolo? Da, cum să nu, dar merge foarte bine. Da? Dar tot așa, la mâncare, trebuie că măsurate porțile. Deci e foarte important să nu pui mai mult decât trebuie, că atunci nu gustul ăla. Nu-ți mai place. Mult mai puternic, aia, da, mai amărui și nu, și nu-i nu-ți okay mai placă, da. Nu, nu-ți mai place. Prea, da, mult strică. Da. Orice e prea mult strică. Și era bun, nu? Da. Ești bun, da. Ori eram noi prea frumos, dar nu, da, da, unde? Au făcut un cazan de la mare, știi, care... Păi întotdeauna, da, la... Da.
ceaun la cazanie este cea mai bună mâncare. Și carnea, știi. Dar pe doamna asta când ați găsit-o? Doamna, pe internet o găsești toată lumea, deci nu e un secret. Toată lumea dacă o găsești, o caută, o găsești. Poți să verifici. Da, da, adică nu. Nu e nimic, adică nu am nimic de ascuns. Știi cum mai sunt reclame cu medici inventați și cu... Nu, nu. Deci doamna există. Deci am făcut, am promovat-o, cred că mai bine, ca oricine. Pentru că da, eu mă duc, doamna... fac, testez, deci nu oricum, știi? Eu văd că e din Timișoara. Da. Mi-a plăcut, deci chiar îmi place ideea. Există colete, pot fi... Da, da, sigur că da. Da, trimis prin curierat. Da, am trimis colete și în afara țării, deci nu numai în România. Am trimis, da. Sunt tot români sau clienții? Nu, tot români. Tot români? Am și străini, dar da? Tot așa se cunosc cu... Deci, știi cum, în cercul cel mai apropiat, cercul se mărește din pur și simplu, știi? Dar produsele noastre sunt încercați chiar în Irlanda, acolo de unde venim noi. Avem o groază de prieteni care sunt toate naționalitățile, știi? Da. Și au testate, le plac, dea cu părerea. Le plac produsele, da, da, le plac, adică, și chiar se imită cu că, bă, nu mai găsit, deci, lavandă, șofran, dulcețurile astea, păi, știi? Dar voi facem, experimentați, da? Și faceți experimente bune, adică nu sunt... Păi, nu e un experiment așa, deci chiar sunt, vorbim păi, de ceva asta, concret, nu? Da, păi doamna deci, asta care face rețetele, da, deja deci, ei, nu, cred, da. Au mai mulți comenzi la ea, nu? Probabil că da, acum n-am fost să o întreb, dar sunt, deci nu e pur și simplu, ne-am trezit azi într-o zi să facem. Nu, chestiile astea sunt gândite, pur și simplu, avem o problemă, cum o rezolvăm, cum ajungem, cum facem. Pur și simplu, asta e, noi avem un tipar acum, știi? Avem o problemă, hai să facem, vedem cum o rezolvăm. Cum facem să fie mai bine? Deci trebuie să fim prezenți acolo în viața de cu zi cu zi, să ne adaptăm efectiv și să știm să ajungem unde trebuie. Dar să ducă informația unde trebuie. Până la urmă, că eu mă gândesc că cineva acolo care are nevoie o să dea de ce trebuie, de șofran, de ce are nevoie, o lavandă. Păi știi că asta ne urmăresc, dacă ideea. Vor să da. Scrie, găsesc, uite, voi să găsească. Pagina de Facebook, șofran natural de iași. Noi oriunde ne ducem, oricum venim cu dovezi, dar totdeauna ori să fie și pro și contra ta, s-o obișnuită, da. Dar mă bucur că mai mult sunt pro și realizează ce facem noi. Și asta mă bucură enorm, adică simt că nu sunt singură, știi, în chestia asta. Toată chiar te simți singur când dai de un... Dai de greu, de greu sau chiar de o persoană da. Care chiar care te chiar poate întoarce da. La 180 de grade, da? Mergem înainte, că înapoi n-avem cum. Da, okay, bine, nu. Eu cred că pe voi v-a ajutat un pic și experiența din Irlanda. Măi, acolo că am lucrat cu totul altceva, dar și, da, ca na, și persoană... Mai multe naționalități... Da. Da. Sunteți mai deschiși. Am românii diferiți. Și când zic că românii diferiți, așa sunt celelalte nații. Sunt total diferite. Și cred că asta ne-a ajutat un pic să știm cum să ajungem la oameni. Și cât sunt diferiți. Dar restul a venit din pasiune. Pasiunea mea, că mi-a plăcut întotdeauna în grădină acum, că mai pune să stau la calculator. Nu, tată, mă las mă în grădină acolo. Că știu, chiar dacă 38 de grade, dacă 38 de grade. Mi-e greu atunci, pe moment, dar n-aș da-o pe nimic din lume acum, sincer, îți spun. Și cred că e valabil pentru toate domeniile. Cui place ce face, stă acolo. Să nu o să ducă din nevoi. Că am văzut că mulți chiar vreau să apuce de business-ul ăsta, că Li se vinde o informație greșită. Nu. Așa bani, dacă cu vrei, da. Bani faci toți... din orice. Deci dacă tu ești bun, îți place, ai inima, sufletul acolo, faci bani în orice. Iar când devii disperat după ceva, deci nu mai faci, nu mai poți trăiești. Trebuie să fii tot făcut cu calm. Iar clienții sunt acei oameni care tu faci produsele expre pentru ei. Deci nu, eu prefer să vând 3 produse bune la 3 persoane care știu sigur că au nevoie de ele. Și le apreciază, da. Da, și le apreciază. Sincer, asta îți spun. Nu mă încântă să fac 10, să vând 10 produse și pe urmă numai ca să zic să le vând. Da. Nu, prefer 3 oameni, dar să știu că le-am făcut un bine. Deci chiar au beneficiat de ceva în urmă la produsele alea. Aia e ideea. Mă uitam și la trandafiri. Da. Păi ia uite, chiar ieri o clientă îmi zicea că am văzut trandafiri peste tot. Da, ca la dumneavoastră, faptul că ați pus atâtea informații acolo la nimeni. Și o stat, da. Stat și le-o citit și o descoperit-o că chestii da. Noi, știi? Da. Da. Nu-i doar parfumat.
și plăcut și așa. Aduce, fiecare plantă aduce beneficii. Iar faptul că noi am pornit cu plantele, am ales selecționat doar câteva flori, așa, că mi-mi plac flori, doar de aia, dacă te uiți toate, sunt flori, știi? Da, cele mai importante. Cele mai importante, da, da, vai, le ador, le ador. Da. Le ador. Păi toată ziua ai grijă de ele, îți dai da, seama da, când înfloresc. Da. Păi să vii la mine acasă să vezi cât trandafiri urcători am. Eu nebunie acum. Eu la... sunt fană bujori, mi-mi plac bujori. Da, bujori, sunt foarte parfumoase. Și acum e sezonul lor, ei, da, peste tot sunt bujori. S-a, nu s-a trecut deja? Noi avem, am pe acasă, pe la mama, două cuiburi, dar deja s-au scuturat. Poate, da, poate depinde de zonă, sunt, da? Mai sunt, da? Cel puțin la piață mai găsești. Găsești, la florării mai găsești, da. Sunt frumoase, dar parcă nu te poți bucura prea mult de ele. Păi imediat aici, trec, imediat, nu? Asta aici e cel mai da, urât. Nu țin aia, mai mult. Dar oricum, sunt parfumați. Sunt parfumați, da. Cred că mirosul de bujor mă duce cu gândul la trandafiri dulceață, că e parfumul ăla intens, așa, persistent, da, nu? Da, și asta acolo, adică înseamnă un pic, adică da, nu da, sunt da, bujorii ăștia roz. Aia roz, da. Da. Să se aseamănă da, la soiurile care... Păi asta ziceam, că voi aveți mix, deci aveți mixte, de fiecare da, câte puțin și păi, vă ocupați... Da. De exemplu... Prima cultură începe trandafiri de dulceață, care sunt mai. Da. Un pic diferență de la una la altul. Spre exemplu, anul trecut în mai, la jumătatea lunii mai, acum abia umplesteau florile. Pe când acum, anul ăsta vorbim, deja am făcut nu știu câte tur de dulceață. Am dat, am livrat și trandafiri proaspeți către clienți. Am avut un surplus. Pe urmă începe lavanda. Acuș. Foarte, foarte devreme. Deci... Anul trecut, da, am făcut festivalul, am deschis pe 16 iunie anul trecut, anul ăsta, posibil chiar la începutul lunii sau la sfârșit de lună mai acum. Pe urmă, suntem ocupați cu șofranul bulbi să-i rărim în mod special anul ăsta, dar încep afinile imediat după lavandă, avem afinile care să le culegem și chiar abia aștept. S-a atât de frumos, deci anul ăsta a fost un an super pentru flori, îmi dau seama după numărul de flori care au fost. Și poate o să apucăm să facem în sfârșit dulceață de afini, că anul trecut le-am livrat, nu, le-am livrat proaspete sau au venit oamenii direct la poartă și ne-au luat fructele. Și nu am apucat să facem. Abia am pus să vă spun o pungă congelată seamă pentru tort, că îmi fac torturile pentru da, fete, da, știi? Da, 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 eu sunt fan. Și anul ăsta sper să fac și dulceață din da, miele. Pe urmă, trandafiri oricum stau înfloriți până de bruma. Deci am culeg la ei. Mai au un moment când stagnează, că e foarte cald, dar îi dăm apă, chiar dacă au câțiva anișori, îi dăm apă, băgăm apă la ei la rădăcină să fie hidratat și rezistă bine, știi? Dar voi unde ați găsit trandafiri să cumpărați cutașii? Prima tură de trandafiri le-am cumpărat, deci din vecinătate, la Oțeleni. Așa. Este, da, da. Este o familie acolo venită din Spania. Da, câțiva știu, ani, da, da, știți. Și au renunțat la mare parte din cultură, i-am preluat noi, cu un pic, totuși erau cam mari și cam 2 ani i-am pierdut aproape toți. Erau mult, tufile mult prea mari, s-au umblat la rădăcină, mă rog, acolo sunt niște chestii tehnice, știi, odată ce au vârtă planta, odată ce o muți, este riscul ăla. Ne l-am asumat, am pierdut din ei, pe urmă am repopulat cu butași mult mai tineri din aiud. Așa. Și chiar eram așa, știi, mă gândeam până să mai aștept câțiva ani până crezi, dar nu, am rămas surprinsă, deși era butaș tânăr, s-o prins imediat, deci nu făceam diferența dintre ăla bătrân, care mi-a mai rămas față de ăla tânăr. Da. Și asta am zis, la anul, gata, facem, mergem în continuare, avem cantitate. Și mă bucura că am putut să repopulez acolo, știi, să-mi iasă toate rândurile. Deci, din România. Dar... cei primi s-a dus din Bulgaria, originali. Pe urmă, de la Iud, nu mai știu cum îi face, știu că îi altoiește el, decât știu că are sunt mulți trandafiri, chiar nu doar de dulceață, am văzut că se ocupă domnul și cu trandafiri ornamentali. Deci el îi face, da, 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 numai pe trandafiri am văzut că îl face. Numai la asta se pricepe, da. Da, 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 numai așa, are foarte multe varietăți și chiar... sunt buni la preț comparativ cu ce găsăm pe piață, marile. Deci chiar am recomandat, chiar l-am recomandat. Cine m-a venit și m-a întrebat unde găsește el niște trandafiri frumoși. Uite, zau numărul ăsta, da, și știu sigur că am cumpărat foarte mulți.
sau trandafirii urcători, fac o paranteză. Acum am foarte mulți urcători la poartă, puși, am pus în câmp la anul cu lavandă. Da. Și chiar la fel, recomandam pe doamna de unde i-am luat, pentru că erau mi s-au și prins din toți, cred că am comandat vreo 30 de trandafiri urcători, îți dai seama? Mi s-au prins și toți, toți sunt frumoși, acum că vii la parte tot sunt înfloriți, chiar mă uitam așa, eu îi admir încă soțul când păi trec pe lângă el, îmi spune, mă, câte avem pe cap, băi, uiți la flori, hai! Păi, nu mă uit alea că îi admir doar de ce am pus, fii frumoși acolo și să mă încânti. Păi la voi acum ai un mic curs rai, dacă da, cine nu, merge. Nu doar acasă, la mine, deci și unde am grădinile, știi? Da, bine, acum pentru mine e o plăcere. Deci, nu știu cum văd alții. Da, nu, da, cred că e și ca un microb, odată ce te apuci să faci, da, îți place și mai mult. Da, așa spune soțul, dacă te apuci ceva, tu vrei să te apuci de toate. Deci n-ai cum să te apuci de toate, efectiv. Tu vrei ca să faci aia, ai nevoie de cealaltă, știi? Da. Păi cred că știi că e ciuda aia, că vrei să faci ceva, dar ai nevoie de cealaltă. Și cealaltă de unde să o iei, dacă nu? Trebuie să faci tot tu, știi? Să funcționezi circuitul ăsta, da, știi? Da. Și uite așa, de un pic, un pic te apuci în toate, știi? Și când mai ai timp să faci mâncare, să fii și copii? Copii deci cred că toată ziua îți spun grădină, sincer, cea mare, mai mult cu IT-ul, știi? Înseamnă soțului. Iar asta mică, sigur, o să preiei meseria și... Duce afacerea mai departe. Da. Cea mică îi place să prin grădină toată ziua asta, dar copiii, sincer, acum când începe perioada asta de fugăreală pe câmpuri și pe grădini, vine acușa vacanța, am baftă de mama soacră, o iubesc din toată inima, să-i dea Dumnezeu sănătate pe calea asta, dacă mă aude, e o femeie din nota 2000 și are grijă de nepoate, e și o plăcere pentru ei că sunt nepoții, nepoatele, da, dar ne ajută foarte mult, contează mult cu copiii și relaționează cu dânșii, le face poftele, deci eu dacă plec acum cu soțul undeva, uite cum am plecat acum în weekendul ăsta la târg, dar nu sunt lipsa mea absolut. Deci acolo face cât noi doi la un loc. Numai dânsa, pe mai vine și tata socru. Deci, efectiv, ei sunt baza noastră. Da. Dar cred că asta a fost și un principiu când ne-am întors, pentru că sunt mici, copiii au nevoie de atenție, au nevoie, dacă nu suntem noi prezenți, sunt bunicii și nu duc lipsă. Dar cum seara ne întâlnim, deci nu a fost niciodată să plecăm cu nopțile de lângă dânsii. Am plecat ziua seara, ne-au văzut așa, obosâți cum am venit, dar suntem prezenți cum putem, când vrem, când vor ele, de fapt, li luăm cu noi, dar să cam plictisesc, știi? Da. Dacă mă rezi, li luăm în câmp undeva acolo, trebuie să fii scurt și la obiect și gata, mergem, că nu... Da, da, că își pierd răbdare repede. Dar acasă stau, fug pe lângă casă, pe lângă... Are socri acolo, păsări de toate, le plac. Place, e o plăcere, mai ales când îi văd și vin și își culeagă ele fructele alea și așa. Mititelii sunt piedică printre rânduri și așa. Gata, mă râd singură, știi? Că sunt simpatici. Simpatici, știi? Da. Ele cât au Petru și un pic și rândurile alea de 2 metri, abia le vezi printre, știi? Când e așa, da? Acum și le vezi în cireș. Da, să știi cu cireșul, noi când culegem avem niște cireși bătrâni din vreo peste 17 ani. Deci sunt înalți, știi? Și noi când culegem cireși, le culegem mai pe sus, la poale lăsăm lor, știi? Că altfel e plăcerea aia, știi? Și i-am pus și noi în locul lor, băi, și noi când eram copii, na, el îți prea mici să cațe în sus, cați de cațări la 10 ani încolo, știi, eu leac mai ai... Da, lor le lăsăm, știi, la bază să culeagă și să... De-ai preuză că le mânca de când erau galbeni, portocalii, știi? Zici, uite că așa e coaptă, măi, crudă, dar hai, fii, ți-o dau, că știi cum e. Da, uite, chiar un curcuduș n-am mai văzut pe aici, pe la noi. O, dispărut, ce sunt placu, chiar nu mă uitam, știu. Nu. De serios, înainte găsai pe toate gardurile, da, nu? N-am mai văzut nicio curcudușul ăsta. Da, nu, n-am observat asta. Nu. Deci, nu, adică... mă uitam, unde m-am dus, acum mai găsai, sau Dudi, nu? Da, la fel. Și Dudi, da. Dudi da, găsai da, oriunde. Da, acum, da. Dudi, știi unde mai găsesc? La bunica soțului, la Mădârjac, pe acolo, că erau puști de acum, timpul da, Ceaușescu, pe da, margine. Da, da, da. Acolo mai văd Dudi, dar când mai aduci unii și acolo, că eu nu știu cum să mă duc dintr-un punct într-altul să termin treaba, știi? Faci tot județul, ne? Da, nu, munci mult. Deci noi Târgu și Băureniu, știi, îl facem zi de zi, ba, livrăm, ori suntem pe câmp, fugim încolo încoace. Oamenii, ia oamenii dacă îi găsești pe ea. E greu cu forța de muncă, cred că
Cred că nu, oamenii nu realizează, deci clienții noștri și consumatorii în general, cred că nu realizează că nu putem face fără oameni, multe treburi. Oamenii nu mai sunt acolo să ne, să ne ajute, efectiv. Nu mai vreau să muncească, asta e explicația. Cu cât ei plăti, nu dă randamentul, zici că nu-i plătești bine. Păi eu nu fac bani în ziua aia cât îl plătesc pe el. Vă zic sincer, nu, multe situații. Dar ce putem face? Mergem înainte. De-aia nici nu mă extind mai mult decât pot eu fizic cu soțul și cu familia, pentru că nu avem forță fizică de muncă. Nu este, da. Sincer. Da. Nu mi-am bătut niciodată joc din mine. Le-am dat întotdeauna cât au cerut, dar nu e suficient. Undeva acolo nu e suficient. Nu e. Dar voi subvenții luați pe lavandă? Nu, absolut nimic, nu. Păi era la un moment dat, era, am văzut de la APIA să dădeau pentru da, lavandă, aștept niște, aștept să fac niște finalizări la acte acolo și din cauza asta sunt blocată. Da. Da, bine, acum... La trandafir, poate că nici nu intră în discuții, șofran, subvențiile ți-l ia în considerare abia de la un hectar în sus. Da, cine nu știe, acum că s-o schimbat, să-mi ziceți și mie, dragilor, nu, de la un poate, hectar în sus, că da. Poate nu știu eu și eu stau cu ele. Nu, de la un hectar în sus, dar să fim serioși. Doar să fie căutam o condiție legat, cu exploatație da, mixtă, ca să poți. Căutam să legat de șofran, văd dacă se dă subvenții, dar nici măcar nu este trecut ca să dacă fac, abia da, știe lumea de aici, din țară, despre află despre șofran. Și... Nu, la noi informații îți pare că la instituție ajung mai greu decât... Oricum subvențele, cât am înțeles la cei care deja i-au sunt foarte mici. De exemplu, la lavandă, nici nu știu să-mi zic concret, dar eu cred că e undeva la 300 de euro sau chiar mai puțin pe acolo, nu știu precis. Da. Am presa că cea ecologică e mai scumpă. Da. Da, da, și acolo să fie... Trebuie să mergi la o firmă să-ți facă da, analize. Oricum, pe baza, pe acum că veni vorba, chiar pot să spun că, în general, lavanda, fie că e ecologică înregistrată, fie că nu îi, să știi consumatorul că e ecologică toată, efectiv. Diferența o face că dai un pumn de bani la niște experți să vină să testezi an de an și pe urmă să-ți dai certificatul. Pentru că uleiul nu poți să-l folosești dacă tu îl stropești. Nu se stropește. Uite, să-ți uite la toți producătorii, tot să chinui cu minte. Eu sunt deja arsă de soare din aprilie, când am fost la prășut, efectiv. Ca aia au fost. Da. Trebuie să mergi la prășut, da, că altfel n-ai cum să o scoți. Întindi holbura aia pe ea, ori zăpăcești pe vocea aia, nu mai o scos la capăt. Deci eu e prășită, să ai folosit ori motocultor. Vorbim de suprafeții mici, la un hectar jumate, deci, mm-hmm, sau poate mai puțin. Să-ți pui un tractor din ăla cu diverse utilaje speciale pentru lavandă, e o investiție care trebuie să ai cel puțin 5 hectare. Să-ți amortizezi investiția. Și la noi nu sunt suprafeții mari, oricum. Nu, majoritatea au suprafeții foarte da, mici, știi? Cred că pe lângă București, acum câțiva ani știam că este o firmă cu vreo 40 hectare și vreau să ajung la 100. Îi urmăream cândva, eu, știi? Îți dai seama la 100 de hectare da, câți oameni da, trebuie utilaje? Vor să-i treacă pe bulgari, știi? Știi, bulgarii sunt da, cunoscuți pentru trandafir și pentru lavandă. Ei sunt conducători la astea două flori, știi? Da. Da. Noi mai avem lucrat. La noi, ca să facem investiții, trebuie bănuți. Și... Asta vreau să zic. Și în târguri, când vezi producătorii, să știi că majoritatea fac chestiile astea pe pielea lor. Adică asta îmi da, într-adevăr, și fondurile astea care au prins proiecte, dați foarte puțin. Deci ce vedeți acolo de la produsul cum arată așa frumos și în sticlă, ambalat, etichetă, toate astea costă și sunt făcute pe buzunarul nostru, efectiv. Și vă dați seama că nu avem un seif acolo minunii care luăm bani și facem, știi? Adică când te gândești minim pe economie, îi cât îi. Dar acum, na, mergem cu cât avem. Dacă am avea fiecare mai multe, un fond mai mare sau cumva da, să vină... Deci facem alt fel. Da, cât este, cu atâta facem și facem cu cât putem. Dar întotdeauna este un loc pentru a îmbunătăți orice. Uitam, dacă tu vorbim da, de lavandă, da, da, la ce produse aveți? Ulei esențial mm-hmm, lavandă de care ziceai. Da. Că n-are chiar, cum să nu fie. N-are cum, nu. Deci nu ai cum. Dar nici voi măcar... aveți și codul ăsta QR? Da, e codul pagină, QR, da, pentru pagină, mm-hmm, soțul. El este IT-istul meu.
fără el nu discut la chestiile astea, el se pricepe tot și acolo e făcut de dânsul. Păi da, sunteți updatați, upgradați. Da, păi știi cum, din greșeli am învățat. Până am găsit eticheta potrivită, până am găsit tușul potrivit, printerul potrivit. Deci vă zic, când am dat pe ultima imprimantă, mă doare cap, e un salar. Serios. Dar uite, sunt investiții care astea le scoți în alte zile, efectiv. Și la care nu te aștepți? Nu. Da, nevoia te învață, deci trebuie să evoluăm, să arate produsul mai frumos, să, practic să arate și calitatea din el. Da. Chiar la târg acum îmi ziceau clienții că nu am mai întâlnit mirosul ăsta, că lavanda noastră e o lavandă comestibilă, da? E agustifolia, care ați vă duceți în magazine și luați un ceai de lavandă și veți vedea că e același soi. Dar e cel mai des folosit în cosmetică, că e foarte tare miros dulce, da. Fin, nu e înțepător, camforul ăla nu e atât de ridicat cum o găsim în lavandin. Lavandinul ăla înalt, lung, știi, e masculul. Așa e cunoscut, că ar fi masculul, știi, la lavandă. Aia produce și mai mult ulei, de aia da. E și mai ieftin la preț. Dar aia, tipul ăla din ulei este folosit în industria chimică și pentru detergenți, pentru astea care îți rămână puternic, miros puternic. Dar soiul ăsta e un soi foarte dulce, foarte fin, așa, nu e deranjant, știi? Și la săpunuri, la fel, când facem și săpun de lavandă, nu o să simți mirosul ăla care te, știi, te taie, vezi astea chimice din market-ul, știi? Când mă uit pagina voastră cu săpunul cu lavandă, da. Arată ca o cremă. Ca o ciocolată, ca o cremă, da. Pățisim așa, știi? Îmi zicea, vai, dar ce bine arată. Vine să-l mănânc, vai, te rog să nu-l mănânci, că oricât de bine ar arăta, știi, nu-i de mâncată. Da. E mâncărică așa, pentru da, pielii. E mâncărică pentru pielii, dar nu pentru... pentru tine, știi? Arată foarte bine. Da. Păi eu le facem așa cât mai atractive, știi? Adică să le facem, să le lăsăm așa cum era odată, fără un aspect frumos. Să le facem ceva mai atrăgătoare, ca lumea să fie conștientă că nu doar arată bine, dar sunt foarte buni la piele. Deci îți lasă pielea fină pentru că sunt făcute din unturi naturale. Ceea ce nu vezi pe piață într-un market. Marketul au un target acolo care e cât mai puțin și cât mai mult în același timp se iasă, știi? Păi odată cu apariția multor alergii, cred că de asta se și orientează persoanele în cauza chimicalilor, apar produse mai naturale. Da, am întâlnit mulți clienți care din păcate au diverse afecțiuni la piele. Da. Și încerc să le zic că chiar dacă e un produs bun și te speli un săpun bun, dau un exemplu, da? Deci să fii atentul la și cu ce speli haina și ce haină porți, cum o crătești, că și chestia asta influențează, știi? Ce mănânci, bineînțelegi? Na. Acum, e un cumul de factori și acolo. Da, sunt mulți factori, știi? Acum poți să iei doar, zici că iei un săpun și te-au scăpat de toate problemele. Te ajută acolo, dar să ajut și tu, deci fii un pic atent, știi? Da, mai ales copii, da. Da. Nu este nimic a minunii, totul este cu limită, dar trebuie să fim un pic conștienți ce găsim în jurul nostru și cum folosim. Adică contează ce pui pe tine, când pui și cum o facem. Oamenii sunt conștienți de asta, chiar am văzut că sunt mulți care s-au oprit într-un punct, au ajuns într-un punct și au realizat niște treburi. Lumea e mare, e plină de tot felul de chestii și trebuie să fim atenți ce alegem. Nu tot ce vedem pe marile ecrane este și bun. Ești făcut să aibă, au avizele necesare pentru că e minimalistica care așa impune, dar se observă un produs când tălei, îl pui pe tine sau îl guști, să vezi diferența, știi? Vine în urmă, în spate cu niște studii. Nu suntem noi, eu nu am inventat gaura la macaron, ca zic așa, știi? Dar mă promovez ceea ce alți savanți și de oameni de știință au făcut cercetările astea cu ani de zile înainte. Doar le promovez munca, să nu fii îngropată, știi, uitată. Aiurea, așa, poate cândva acolo, la momentul timp potrivit, ajută pe cineva. Și mai ales că noi avem potențial, pământurile noastre sunt o, Doamne, bune. Știi cât pământ bun bugate. Este și păcat că nu ajungi unde trebuie ce se produce pe el. Mă uitam că se fac absolut toate și lumea s-a obișnuit atât de mult cu produsele aduse în marketuri care sunt frumoase, sunt rezistente,
Dar le caut tot la producători, nu știu, micuți, știi? Care nu mai cum să arate de lux roșia aia sau ce știu ce fructă și legumă. Da. Când aia stă afară, nu are sistemul ăla de stropire intensă după un anumit barem care îl fac, îl impun standardele, știi? Da. Da. Ce cum e? Fiecare produs își are clientul, eu așa zic. Și care e conștient de produs, de beneficiile fiecărui produs în parte, o să-l consumi. Și la rândul lui o să-l zic mai departe. Am observat că la mine clienții s-au mărit datorită faptului că avem o calitate bună. Suntem sinceri, suntem prezenți și nu am avut niciodată nimic de ascuns. Porțile noastre au fost mereu deschise către cei care chiar vor și vor să meargă, fie să-și înființeze o cultură, fie că vor să vadă ce mănâncă, de unde mănâncă, de unde așa. Nu am avut niciodată nicio rețineri. Dacă au fost oameni și la rândul lor oameni cinstiți, corecți, care chiar sunt acolo, n-am avut nicio rețineri. Dar totuși să știi cu tine, de exemplu cu cireșile, acum am avut cireșe, am primit, îți arăt mesaj am primit la Bișnițari din zona unde ferească Dumnezeu, am zis că Doamne, cred că deja am zis că eu nu mă mai duc la piață la mine în târgu. Ce, te amenință? Da! Așa fac, nu? Vorbesc foarte serios, deci serios. Eu n-am vrut să dau niciodată în gro. Așa. N-am dat nici în gro. De, de și exemplu, așa vor, normal. Da. Cu păi, preț din mic? Chestia este în felul următor, că mi-am dat seama, vor ei 150 kg de cireșe așa peste noapte ca să mă stopeze pe mine, să nu mai dau tu, da, cu prețul meu de producător la client și el să-l pună, da, de 3 ori. Eu asta nu mi-a plăcut niciodată chestia asta. Și am zis că nu, eu la Bișnițari nu dau, să mă întindeză, nu. Singurul diferență a fost că am dat, dar la fix același preț de producător care îmi lua clientul de la poartă, îi dădeam eu, a fost la legume de acasă, care au deschis magazin în Palas și achiziționează, da, produsii de la producători și au fost singurii care eu i-am dat. Pușleag, da. Pur și simplu, da, pușleag. Lor le-am dat, da. Da, pentru că iau și magazinul atât, legume, da. Dar se dau un, deci, preț mai mic pentru așa. Deci cireșile de la ei sunt de la voi. Da, cireșii care le-au avut atunci, acum nu știu ce cireșii au, dar atunci când au avut, acum câteva zile, dacă mă știu, nici mai știu că așa de obosită de câteva zile, au fost prea multe evenimente, nici mai știu ziua, să mă postare. Dar angro niciodată n-am dat și îmi dau seama că îți cere o sumă de aia, o cantitate de aia colosală, așa pur și simplu, doar ca să te stopezi pe tine, știi, să nu... Îmi dau seama, zic, pur și simplu, nu mai am. Deci, serios, în 4 ore faci că le-ai vândut? Păi le-am vândut, că da, am cui, știi? Și chiar n-am rămas, nu? Le-am dat de la clienți, pur și simplu, dar nu... Nu sunt nici împotrivă să dai la un preț cuiva, dar nu... Aș vrea tare mult să stopăm bișnița asta care se profită, știi? Pentru că păi tot noi... Am observat că tot noi producători suntem văzuți rău. Păi asta că zic, de ce nu vă duceți? De ce văzut? Nu vă duceți voi? Sau așa, dar lumea nu știe. Eu... Sunt niște oameni acolo care efectiv vor să trăiască și ei, dar nu cinstit, știi? Nu cinstit. Au prins gustul banilor. Știi? Da. Dar nu percepe să câștigi decât un producător care el stă și are și investiția lui și mâna lui de lucru și îți vine cu fructele la poartă ca să le dai tu de a preț de dublu. De aia pe calea asta le spun consumatorilor și chiar clienților care ne cumpără să se ducă și oriunde se află în România. Duceți-vă și căutați producătorii. Că ăla care e corect, e cinstit, nu o să vă închidă poarta niciodată și o să vă lasă să vă luați produsele la poartă. Deci, na, până și să vă livrezi. Dar vedeți întâi de unde vă livrează, știi? Adică este, chiar este, mă uitam, sunt cireși, sunt fructe, sunt de toate și sunt buni. Mai este zvonul ăla, că stropite cu tot, da, felul de chestii și cu așa. Noi, deci unul se trezește peste noapte că a auzit el la nu știu cine, că a văzut el nu știu unde și tot așa și știe el precis. Și uite acum gata, atât suntem în aceeași... Da, nu da, poți, da, să bagi pe toți. Mie asta mi se pare groaznic, știi? Chiar groaznic. Noi, unul produs bun să vede. Deci cine produce ceva nu o să aibă nimic de ascuns. Deci îți deschide porțile. Dar un produs bun se și vinde până, da, la urmă.
să vină. Da. Dacă zici că vine odată și cumpără, nu ai un produs bun, da. Odată e vândut, dar a doua, da. Treia nu mai vinzi păi, clientului. Da, da. Păi și pe aceeași bază merge și noi. Da. Eu prefer să am să vândut la trei clienți, trei produse, dar și când le-am făcut ca lumea. Dacă nu mai am, nu mai am atunci. Data viitoare. Data viitoare, știi? Da. Dar nu, facem ceva ca lumea. Adică vreau să reîntorc, că se poate și puțin, dar și bun. Poate lumea se trezește în altfel, știi? Chiar generația în care este acum contează să facem ceva diferit. Conștientizeze. Da, da, da. Le reamintesc pagina de Facebook. Uh-huh. Șofran de Iași Natural, Lavandă și Trandafir. Cu punct între ele. Da, da. Puncte. Și Purple Field. Da, aveți Purple denumirea? Field. Avem denumirea de Purple Field, pentru că tot ce facem e purple. Știi, șofranul când înflorește purple, toate au aceeași nuanță, așa. Și da. chiar a fost o pură coincidență, știi? E, și la târgul, cei care vor să vă caute... Da, să... păi ne-am făcut chiar un banner săptămâna asta. A făcut în grabă, trebuie să ne facem unul mai adecvat, dar măcar să ne recunoască lumea. Și chiar o să fie pline de evenimente, o să aveți activitate. La târg chiar am rămas frumos surprins că au fost clienți care deja ne cunoșteau, dar nu au plăcerea să ne vadă față în față, pentru că suntem la când. Nimic împotrivă să veniți cu sapa smârțat, știi? Dar da, am avut și clienți noi la târgul care am participat, ne-au fost clienți noi, oameni încântați, că totuși e ceva diferit față de ce este în jur. Da. Și am rămas foarte surprins, nu doar de evenimentul în sine, de oameni frumoși care i-am cunoscut acolo. Deci sunt oameni, am cunoscut niște producători extraordinari. Deci chiar și ca fapt divers, chiar și ei sunt veniți din afară. Și am tras concluzia că foarte mulți s-au întors din afară, din diverse regiuni de unde și-au format practic un pic și caracterul și familia, că au venit cu familii. Și au pornit afaceri în diverse, tot agricultură, dar diverse filiere, așa. Și au făcut chiar ceva super. Și mă uitam puțin, dar foarte bun. Dar foarte bun. Și prețurile, zic că sunt destul de acceptabile comparativ cu ce este, comparăm prețurile de afară, care intră ambalajul. Și aici vorbim de ambalaj, chiar pe toți am auzit, dar și eu, cât și eu ambalez produsele, costă enorm de mult ambalajele și oamenii nu cred că conștientizează cât de mult costă o amărâtă de sticlă. Da, nici nu se gândesc la asta. Sau una micuță din asta, sau una de vin, spre exemplu. Da. Era acolo o firmă cu sticle de vin. Foarte bun vin. Deci am rămas surprinsă cât de bun poate să fie un vin făcut din cultură ecologică. Și sticla mea îți costă enorm de mult, pentru că ei sunt mici și nu poate să iei paleți, un tir întreg de paleți pentru vinuri și ajung să plătească de 10 euro pe sticlă. E mult, e foarte mult, pentru că e o calitate anume la vinul, da. Nu dai seama unde se reziste, astea se pute cheltuielile, ambalaje și alea. Oamenii nu știu cât de mult plătesc pentru un ambalaj. 10 de acolo... sticle de cu vin. Da. O găsești Da. De-aia zic. Și oamenii nu știu cât de mult, în general, producătorii plătesc pentru ambalaj. Foarte mult. Deci se adună 10 sticle, mai stic mai dacă le adun la mai mult de 500, așa, deci 1000. E enorm acolo mult. Cheltuie, acolo da. Și totuși îți bani din buzunar tău. Da. Care, într-un fel sau altul, se resimt în prețul final. Știi? Nu există o altă variată de a ne găsi produsele. Scumă-s depozitele, de unde le iau, ce le face, cum le face. Mi-ar place și mie să găsesc, de exemplu, sticla de lavandă la 1 leu sau 2 lei, dar de unde? Că dau 5 lei pe ea. Numai sticla, știi? Poți să vând la un preț mai jos, să-și permită toată lumea, da? Din păcate, prețurile sunt care sunt. Ne-am dorit să fie prețuri mai mici. Dar problema nu stă la noi, problema stă acolo sus, care acolo e problema, trebuie pur și simplu să mărească salariile și pensiile, să poată să ajungem la nivel decent, ca în restul Uniunii, nu? A restul lumii, de fapt, și de drept. Acolo stă problema. Deci mă uitam la oameni. Oamenii nu că
n-ar vrea să nu dei sau așa. Și răutatea asta vine din cauza lipsei de bani, pentru că e deja o bania. Știu că trebuie să-i cheltui atâta timp să le ajungă. Pentru că n-ar vrea să-ți cumpere, că e conștient, dar n-are cu ce. Și nu că să nu-ți apreciază ții munca. Știi că muncești, că nimica nu crește, nu vezi, dar ia, numai iarba, bureanul ăla crește fără nimic, știi? Și tot trebuie să-l tuzi. Da. Da. Și asta costă, dar nu știu, acolo sunt niște probleme care ne depășește și pe noi și care trebuie să trăiască cineva mai cu influență și cu milă, frică de Dumnezeu să facă ceva pentru toată lumea. În țară se poate să putem să trăim toată lumea decent, știi, da. Că până la urmă asta e că aia e chestia, știi, puterea de cumpărare. Sunt clienți care își permit, au o situație financiară mult mai bună, sunt și care nu își permit, fac cu rândul, așa ca să zic, știi, azi și ia ceva, luna viitoare și altceva, nu își permit toate produsele. Am văzut, da, ori și au cantități mai mici, dar în calitate mai bună. Știi, da. Este. Da. Dar odată cumpărat, știu că iau un produs de la noi de calitate care se pot folosi de el. Oricum, mierea e foarte bună. Deci este foarte, foarte mat, nu, da, mai foarte zic de bună. Șofran. Noi, practic, prin mierea asta dăm valoare șofranului, de fapt, și divers cât ce importanță are în organism. Și atât de și dulce, îl consumi ușor. Mierea iubită de toată lumea, inclusiv copiii, îl adoră, e dulce și îl pot consuma și bătrâni și copiii, da, adulți, foarte ușor, deci nu sunt restricții, mierii pur și simplu cu șofran, e cantitate mică, e controlată, cantitatea nu, în stare mie să devorezi un borcan de luat de miere, aș fi și eu imită, știi? Aș fi păcat totuși. Știi? Nu cred că este chiar cineva. Are, da, consum în calitatea sa mare, știi? Da, e ceva super care dă un boost organismului cum n-am văzut la alte plante. Deci fiecare plantă are rolul ei, dar șofranul în mod special rezolvă foarte multe alte probleme. Foarte multe alte probleme. Și nu zic eu, n-am inventat o gaură la Macoran, mai repet o dată, pur și simplu sunt studii făcute, noi le-am publicat pe pagină, sunt acolo, cine vrea să le caute, le găsește exact pe website-ul înregistrat medical cu dovezi asta. Noi doar o facem să vină informația la urechile tuturor. Poate acolo cineva ajută pe cineva și uite așa, îți prelungești viața, pur și simplu, că cred că viața e cea mai importantă la când tragem linii. Să putem sta, noi petrecem timpul de calitate cu familia, cu nepoții, cu copii, cu prietenii, indiferent de vârstă. Da. Sper că și astăzi am petrecut un timp de calitate, sigur, și a ajuns informația unde trebuie. Te așa mai așteptăm, normal, Irina, că... Da. Tu când ne povestești este... mult, îmi place, da, cum aș povesti foarte multe, aș povesti foarte multe, da. Azi, timpul nu ne permite. Mai lăsăm și pentru data viitoare, da, că nu e timp pierdut. Nu este timp pierdut, da, sigur, când am ocazia, vin, ai văzut că vin cu, azi trebuia să vină ploaia, dar nu a venit, știi, că altfel eram la lavandă, că vai de mine, da, un burean și acolo, doamne. Acum și-am pregătit de festival și vrem să fie frumos pentru oameni. Chiar am făcut niște achiziții la buget, săracu buget. Am achiziționat, da, am achiziționat niște umbrele faine care să facem umbră, să fie o plăcere pentru cei care vor chiar să stea, bănci, da, masă, trampolină pentru copii, să aibă o plăcere să petreacă timp acolo, nisip, să se joace și multe altele. Să-i facem să stai cât mai mult, să bucuri de lavandă, că lavanda nu stă foarte mult înflorită, efectiv. Și pentru cei care au plăcere, li place, au dragostea asta de natură, e super. Adică și mie mi-aș fi plăcut să mă duc acum câțiva ani undeva în Irlanda, dar aveam unde, știi, care eu sunt iubitoare de natură și de flori și de frumos, să stau așa, dar n-am avut. Și cu ocazia asta am creat eu un mic loc pentru cei care... Un colțișor, da, acolo de rai, da. Un pic mai aproape așa în zona Iașului, știi? Lanul de lavandă este la ieșire din Târgu Frumos, deci la șosea, când e înflorit, se vede așa de frumos dealul la Mov. Da. E foarte ușor de găsit. Dar oricum, avem trecută și pe Google Maps.
acolo am încercat să dăm voi aveți punct, pe pagină toate informațiile. Păi da, păi trăim într-un secol în care informația contează și foarte mulți folosesc internetul, da. Deci nu e o muștire. Și suntem prezenți că și mie mi-ar fi plăcut dacă vreau să mă duc într-un loc, știu numele, vreau bag pe GPS când am fost niciodată și mă duc direct acolo. N-are rost să sun pe mama, pe ăla, pe ăla, pe ăla, pune așa, să cer, să deranjez pe cineva. M-am dus, am căutat și aia, aia a fost. Îmi trezim cu poze faine din lanul cu lavandă, știi? Da, să le postați. Acușca. Acușa, da. Chiar abia aștept momentul. Am așa, știu că o să fiu foarte obosită, dar o să creăm foarte multe evenimente mișto, chiar serbări copii. Avem un plan să facem acolo. Că se întâmplă chiar când se termină anul, atunci înflorită lavanda, știi? Da, corect. Și am câteva propuneri să facem acolo serbările la copii. Activități, da, da, care da, se țin ocupați. Da, o să fie chiar ceva diferit și fain, știi? Avem. Deci noi avem o problemă, o rezolvăm. Cum facem să fie frumos pentru toată lumea? Și chiar familii tineri am văzut că saxează pe amintiri de genul ăsta. Pe la urmă, asta e chiar... face parte din viață, nu că e ceva la modă. Pur și simplu, asta e, asta e viața și trebuie să ne facem momente frumoase, știi, că trece timp foarte frumoase, repede. Da. Nu realizăm, dar, uite, mergi la lavandă anul ăsta și peste 10 ani îți aduci aminte. Băi, uite, poza aia, știi? Da, da. Chestii. Sau mergi în altă parte. Deci, astea, pur și simplu, fac parte din noi, ca oameni. Și cred că e ceva frumos să găsim... mai oriunde, un loc din ăsta de mic rai. Eu oricum, la numele cu lavandă, numesc raiul meu pe pământ, deci colțul meu de rai. Efectiv, vezi atâtea albini acolo și repet, chiar dacă sunt multe albini, sunt foarte calmi, că lavanda calmează foarte mult, știi? Da. Nu s-a agitat când, atunci când e rapița înflorită și așa. Nu-ți fac nimic, dar e o plăcere să vezi atâtea de multe vietăți într-un spațiu atât de mic, acolo, știi? Da. Și fiecare își vede zumzăiara lui acolo și așa mai departe. E super. Azi că dacă mi-ar pune un pat acolo, soț, acolo aș dormi. Dacă mă tem de ligioane, știi, mai simt roșoare, pe ceva vin la cățel roșoare, că sunt. Să vin ideea cum să faci un corp. Avem un plan să facem și o cabană acolo. Dar le luăm pe rând, că bugetul e mic, știi, să, toate astea au ajuns să, să coste atât de mult încât nu ne permitem să le facem toate odată. Mi-ar place, am foarte multe idei, dar facem un pic din fiecare, așa, știi? Din fiecare. Cât se poate. Deja la anul oricum am de gând să aduc și animale acolo. Anul ăsta nu mai am cum, dar... E, nu, mai, nu, mai, mai, da, nu am. Vreau să fac ceva local frumos, dar având în vedere că toate sunt făcute din buzunarul nostru și noi, poate oamenii uită, dar și noi suntem tineri care avem și noi copii care au și ei nevoile lor. Da. Și tot așa. Deci un concediu nu mi-aduc aminte când am avut ultima oară. Cred că n-am fost în străinătate, sincer, da, să nu? Zic. Da. Da, da, da. Dar de atunci am fost ocupată mereu. Muncă, da. Iarna, când nu pe câmp, când n-ai unde să te duci, am atâtea chestii de făcut intern, știi? Și nu numai am grijă de familie, că atunci iarna am copii la școală, la grădiniță, da. Mă duc, una e la program prelungit, alta e la școală, e program scurt, deci eu nu înțeleg nimic din ziua aia, când mă duc, fac mâncare, la chestii, vieta, da. Deci eu... Da, facem. Da. Să pun Iana, facem să pun, știi? Atunci am permis timpul să stau în casă. De aia, la mine, cum fac tranșele de săpun, deja aproape câți date, pentru că nu mai am când să fac. Durează o grămadă, deci pe o zi întreagă să fac o tranșă de aia de săpun ca lumea și pe urmă să mai aștept 2 luni până să maturează, știi? Da, atâta durează până să faci o tranșă de săpun. Ei, da, eu fac cu plăcere și oamenii care iau de la noi să bucura să-mi dă o satisfacție maximă că îi super încântat de produs. Cred că aia, pe mine personal, mă bucur enorm și chestia asta. Cred că asta, de fapt, mă ține în picioare și să mă gândesc la un alt nivel ceea ce face. Pozitivitatea din partea clienților, știi? Fac ceva ce și-ar dori să aibă și cred că acolo e undeva un echilibru, o balanță. Cel puțin pentru mine și pentru noi care facem ce facem, știi? Nu știu cum sunt, cum e la alții. Chiar nu știu, dar noi ne bucură chestia asta.
Muncim foarte mult, nu e o rușine, eu vă spun, muncim zgriată și la cireșul tătă, deci nu, pur și simplu, noi facem, deci lumea poate crede că avem o echipă, o fabrică în spate, nu, noi suntem aia care curățăm, noi recoltăm, noi ambalăm acolo tot și vede, noi gândim toate chestiile astea, nu am, dacă am, aș mai avea o echipă de genul ăsta, păi trebuie să mă mai duc în 10 ani din afară, în străinătate, să pot să-i plătesc pe toți, pentru că asta e realitatea, știi? Facem un pic din toate și... Pe calea asta chiar le zic că le transmit clienților să mă ierte dacă cumva întârzi coletele unde le trimit. Pentru că ești la podcast. Aia, pur și simplu, asta se întâmplă, știi? Mai amână o zi, două, mă rog, cum am și livrările și așa, dar să înțeleagă că noi, eu când vin de la câmp, trebuie să fac una alta și ești obosică, ești un om. De exemplu, când am avut acum... festivalul acum la Gust de Iași, am fost atât de obosit perioada cu cules cireșilor și livratul. Până le culege și ai muncă, știi? Da. Eu le culeg codița, am eu niște principii. Și am ajuns să pregătim și produsele pentru târg. Ne-am culcat la ora 3 și la ora 5 jumate trezești de dă-te la Iași, știi? Deci am fost, viața de am fost agricultor. Zombi, am fost zombi, de aia și soțul îi prezent. Acum e foarte obosit, abia l-am convins să mă duc până în coace. E foarte obosit și o să simte bine. Îi mulțumim oboseala, da. Fără el nu aș putea să fac nimic nici este acum. El pur și simplu este stâlpul meu de susținere la propriu. Nu știu cum este în viață la ceilalți, dar pentru mine, pur și simplu, el e cel care mă susține în spate, știi? Am idei, îmi vin idei, le fac, mă duc, dar... Faci echipă bună. Fac echipă bună. Eu sunt pe teren, el gândește tehnic și facem echipă bună. Facem, chiar facem și îi mulțumesc pe calea asta că mă ajută și mă susține în continuare ideile mele nebune. Poate data viitoare să reușim să facem să vină și el, fie tot așa, sper, când e ploaie afară ca să, da, să fie o dinie. V-am zis că la mine e jale. Acum el stă exact ca un leu în cușcă, știi, când știi că are lavanda și vrea să fie frumos. Deci toate astea el să agită și mă agit și eu. Vrem să facem ceva frumos pentru oameni din jur, pur și simplu să vadă că ne dăm interes, nu o facem bat jocoră. Dar e foarte mult de muncă pentru doar doi oameni, nu suntem mai mulți. Foarte rar reușesc să găsesc oameni să ne ajute și durează și foarte mult. Când curățăm lavanda, spre exemplu, care este cea mai mare suprafață care o avem la cultură, e lavanda. Și e greu să muți pământ într-o parte, într-alta, pe o suprafață așa de mare. Știi, când ai porumbul pe un așa, mai se, dar rândurile sunt late. Deci chiar mă uitam în primii ani când erau așa un fir de lavandă pus, nu am nimeni. Deci asta e muncă de rob, efectiv, de serios. Deci nu găseam, eu parcă nu reușeam să scot la capăt, am zis că nu se mai termină. Și am spit de acum încolo, da, știi? Da, încercam să mă turfer, să mă îmbărbădesc și eu să mă gândesc, bă, la anul lasă că o să fie mai mare, știi? Da? Nu. Eu închei podcastul de azi. Îl încheiem, de fapt. Da, și cum ziceam, vă aștept. Sigur, să vorbim despre ce faceți voi acolo. Mm-hmm. Mulțumim și succes. Mulțumim aveți. Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumesc. Mulțumim și noi că ne-ați urmărit și nu uitați, dați și like, abonați-vă la canalul nostru de YouTube. Vreau să vă reamintesc, dacă intrați pe site-ul balcan.ro și folosiți codul de reducere BZ10 la achiziția oricărui produs de pe site, aveți 10% reducere, deci nu ratați această ofertă. Să fiți sănătoși, ne vedem cu bine data viitoare!